Profetul Amos a fost primul între profeți care a fost și scriitor. Astfel, scrierile sale sunt primul document profetic pe care îl avem. Sfântul profet Amos s-a născut în cel de-al 8-lea secol înainte de Hristos în ținutul lui Iuda la Tecoa, la 8 km sud-est de Betleem. Scrierile sale anunță într-un limbaj tranșant voia și simțămintele lui Dumnezeu. El nu-și întoarce fața milostivă către oameni pentru ororile războiului și ale violenței. Nu mă voi întoarce, zice Domnul, pentru că au spintecat femeile însărcinate ale Galaadului ca să-și întindă hotarele lor. Nu și-au mai adus aminte de legământul cel dintre frați. Au adus în robie mari tabere de robi. Nici către regatele lui Iuda și Israel nu se va mai întoarce Domnul, profețește Amos, pentru că au aruncat legea Domnului și au nesocotit rânduielile lui și au rătăcit în minciunile lor în care și părinții lor alunecaseră. Au vândut pe cel drept pentru argint și pe cel sărac pentru o pereche de încălțăminte. Ei zdrobesc în pulbere capul celor sărmani și calcă în picioare pe cei în necazuri. Faptele acestea ale poporului ales nu sunt vrednice de această alegere. Ascultați cuvântul acesta pe care Domnul îl grăiește către voi, fiii lui Israel, și către tot neamul pe care l-a scos din pământul Egiptului, a zis Amos. Numai pe voi v-am cunoscut dintre toate neamurile pământului. Pentru aceasta vă voi pedepsi pe voi pentru toate fără de legile voastre. Drept aceea, iată ce voi face, Israele, și cu de-a dinsul îți voi face aceasta. Pregătește-te, Israele, să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Juratul sa Domnul pe sine însuși, zice Domnul Dumnezeu Savaot, îmi este scârbă de seminția lui Iacov și palatele lui le urăsc. Pentru aceasta voi preda cetatea dinpreună cu tot ceea ce este în ea. Văzând în vedenie cele ce se vor întâmpla, Amos a zis, Doamne Dumnezeule, fie-ți milă, cum va putea îndura aceasta Iacov, căci el este mic? Și s-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe și a zis, nu se va mai întâmpla. De aici se vede îndrăzneala și sfințenia lui Amos, care întoarce ca un drept voia lui Dumnezeu pentru popor. Tot Amos lasă să se întrevadă un viitor în care poporul se va îndrepta înaintea lui Dumnezeu. În ziua aceea voi ridica cortul cel căzut al lui David și voi drege spărturile lui și dărâmăturile le voi ridica la loc și îl voi zidi ca în vremurile cele dintr-un început, scrie Amos. Conform tradiției pe care o consemnează atât Sfântul Epifanie al Salaminei cât și Isidor de Sevilla, Sfântul profet Amos a fost ucis de către fiul preotului Amasia. În secolul al XII-lea, pelerinii încă mai puteau vedea la Tecoa mormântul său.